Salut, prieteni! Astăzi o să vă povestesc pe scurt despre filmul Gigli din anul 2003, așa că puneți un like și vizionare plăcută! Larry Gigli este un bandit din Los Angeles. El aproape că a spălat un bărbat care a furat bani de la șeful lui. Dar mafiotul oricum nu este mulțumit, fiindcă Larry i-a întors doar jumătate din bani. De asemenea, Luis îl pune pe subordonat la locul lui, ca să nu-i se pară că e prea cool. Îi dă următoarea misiune, să-l amenințe pe cineva din New York. El are o rudă retardată, pe care Larry va trebui să o răpească. Larry a venit la clinică și și-a găsit ținta, pe Brian. Timp de 20 de secunde, Brian a reușit să-l numească pe Larry de vreo 5 ori prost. Banditul îl convinge să iasă cu el la plimbare. Brian ar vrea mult să ajungă pe plajă, la salva Marei Malibu. Larry i-a promis că îl va duce acolo, dar apoi pe bandit l-au sunat pe o lanternă și s-a dovedit că astăzi plaja este închisă. Larry a luat legătura cu șeful său și i-a zis că îl duce pe prizonier acasă. Când au ajuns, Brian a început să se panicheze și să strige că vrea la el acasă. Dintr-o dată, la ușă a bătut cineva. Era o necunoscută frumoasă care a rugat să intre pentru a folosi telefonul. La ea a ieșit Brian cu semințele sale. Ricky așa și n-a reușit să sune pe cine voia. Necunoscuta l-a dus într-o parte și l-a numit idiot. Ea știe cine e Larry și cu ce se ocupa aici. Conform cuvintelor lui Ricky, a trimis-o aici Luis, fiindcă el crede că subordonatul lui e un berbec și nu va face față situației singur. Larry l-a sunat pe șef și s-a dovedit că e adevărat. Luis Louis l-a amenințat că îl va jupui de viu dacă cumva va face ceva greșit. Ricky din prima a început să-l aibă la degetul mic și l-a trimis la bucătărie să-i facă ceai. Larry a început să o convingă cât de cool este, ce gangster fain e. Și Brian ăsta, destul de rapid, băiatul l-a enervat pe gangster și el a început să-l împingă. Ricky i-a luat apărarea băiatului și i-a zis că îl va elimina dacă îl va răni pe prizonierul lor. În timpul cinei, Brian a început să repete că mâncarea nu e gustoasă. El mereu chicotește și cere să meargă acasă. Ca prizonier Sperul să nu să se mai plângă, Larry îi promite să-l ducă mâine la plajă. Înainte de somn, Brian îl roagă pe bandit să-i citească o poveste, doar că Larry nu are acasă nicio carte. De aia bărbatul îi citește eticheta de pe sticla cu sos. Ricky are de gând să doarmă jos. Larry îi propune jumătate din pat și fata n-a refuzat. Acum el stă în fața oglinzii și se pregătește pentru o noapte plină de pasiune. El chiar a luat și gantera. Banditul a ieșit din baie și a început să-și demonstreze corpul, dar ei nu îi pasă deloc. Atunci Larry s-a apropiat și a făcut câteva complimente, dar e timpul să se dezamăgească, aflând că Ricky e lesbiană, așa că nici el, nici cărnațul lui nu prezintă interes pentru ea. Dimineața, Larry i-a zis că nu s-a supărat și că nu va mai încerca să o seducă. În ușă bate cineva insistent. E un polițist. Larry l-a închis pe Brian și l-a invitat pe detectiv să intre. El a venit la bandit să afle informații necesare. Șeful mafiei, Starkman, riscă închisoare pe viață. Are de gând să-l bage după gratii procurorul general, iar procurorul are un frate mai mic care e bolnav mental și a fost răpit. Poate Larry știe ticălosul care ar putea să facă una ca asta. Larry a rezistat presiunii și nu s-a dat de gol. Criminal S-au luat de cap când au aflat pe cine țin prizonier. Ei au decis că trebuie să plece de acolo și să rătăcească undeva prin oraș. Brian vrea de nou la plajă, dar pe lanternă iar l-au anunțat că toate plajele de nou sunt închise. Ce păcat! Brian vrea să vadă femeile fierbinți în costume de baie. Într-o cafenea, tinerii au pus muzica prea tare. La cererea lui Larry să dea mai încet, l-au trimis undeva mai departe. Ricky îl roagă pe coleg să nu se enerveze și i-a promis că va rezolva totul singura. Ea s-a apropiat de unul dintre băieți și a început să-i explice cum poți să-i smulgi unui om ochiul. Așa o modalitate îl privează pe inamic nu doar de vedere, dar și de amintirea a tot ce a văzut în viața sa. Acest truc Ricky l-a învățat în China. Băieții s-au calmat imediat, iar Larry a și stricat laptopul. În mașină, Ricky recunoaște că nu știe niciun truc de genul ăsta, dar știe o înțelepciune, că cea mai bună e lupta care n-a început. În acel moment, pe gangsterul cool l-a sunat mama și i-a cerut să vină imediat ca să o ajute să își facă injecție în fund. Brian vrea să meargă la veceu și s-a cerut în casă. Doamna Gigli i-a apreciat iubita fiului. Ea e fericită că el e împreună cu așa o fată. Femeia s-a priceput că Ricky a avut bărbați, doar că păcat că nu au fost mereu îndemânatici. Mama lui Larry a avut o tinerețe furtunoasă. Brian s-a spălat pe mâini și cei trei au reușit să meargă la hotel. Băiatul ascultă întotdeauna prognoza meteo din Australia. El s să asculte vocea seducătoare a operatoarei. Lui Larry i s-a făcut interesant ce nu i-a plăcut lui Ricky la băieți. Poate pur și simplu erau inapți și nu știau cum să-i aducă plăcere, dar și iubitele ei n-au cum să meargă împotriva naturii. Milioane de ani de dragoste l-au făcut pe bărbat mașină perfectă pentru dragoste. Nimic nu poate să înlocuiască nicio jucărie, niciun fel de imitator. La asta Ricky a răspuns că în corpul femei orice e frumos, fiecare curbă, dar iată că organul masculin arată ca un vierme de mare sau ca un deget mare lung. E un instrument util, dar nu chiar atrăgător. Apoi Ricky mult timp a vorbit în detalii despre frumusețea florii feminine. Aici Larry nu mai avea ce să zică. Pe l-a sunat șeful, dar a răspuns Brian și conversația lor nu prea s-a legat. Larry a luat telefonul și și-a cerut scuze. Louis i-a dat o misiune, să-i trimită mâine unul dintre degetele lui Brian. El a început să zită, atunci șeful a amenințat că va trimite oameni care îi vor tăia degetul lui și al lui Brian. În noaptea asta i-a citit povestea de pe eticheta hârtiei igienice. Supărat, Larry i-a spus partenerei că va trebui să-i taie băiatului un deget. Dimineața a început cu muzică la maxim și Brian care dansa transmițând salutări tuturor prietenelor de la clinică. În ușa a bătut cineva. Larry a crezut că e o vecină nemulțumită, dar s-a dovedit a fi o altă necunoscută și una foarte rea. S-a dovedit că e fosta iubită a lui Ricky. Ea crede că acum femeia se culcă cu bărbați. Nebuna a luat cuțitul și s-a rănit. Au fost nevoiți să o ducă la spital. Larry începe să realizeze că se îndrăgostește de Ricky. Fata l-a dus într-o parte și i-a propus să nu-i taie degetul lui Brian, ea nu se ocupă cu atrocități de genul ca să iasă din situație, trebuie să lucreze ca o echipă. Ricky l-a distras pe administrator ca Larry și Brian să se furișeze în morgă. Banditul l-a întors spre perete ca să nu-i fie frică, apoi a luat un cuțit de plastic. Cu ajutorul lui a început să tai degetul uneia dintre cadavre. Apoi au mers la poștă ca să-i trimită procurorului degetul prin poștă. Larry a decis că el și Ricky se apropie, dar fata a început să filirteze cu angajata de la poștă. Asta l-a enervat pe Larry. Alături de el mereu se află o femeie fierbinte și chiar doarme în același pat cu el, dar e complet inaccesibilă, al naibii de lesbiană. Seara Richie l-a întrebat dacă nu e timpul să-și taie unghiile. Larry s-a uitat la ele și a zis că nu. Fata îi zice că oamenii care au mai multă energie masculină se uită la unghii într-un fel, iar cei care au mai multă energie feminină altfel. Deci, oricât de tare n-ar felare, el are ceva feminin. Pe el această informație l-a deranjat și apoi Ricky l-a întrebat dacă nu e gay. Dintr-o dată Ricky l-a sărutat și a început să îl ciupească de sfârcuri. Femeia îi propune să devină amanta ei. El atât de mult vorbea despre ce e capabil să facă în pat, iată că e timpul să demonstreze asta. După ce s-au culcat, Ricky a zis că îndată ce vor termina cu acest caz, îl va părăsi imediat. Dimineața a sunat Luis și le-a zis să vină pe adresa specificată. Pe Brian trebuiau să-l lase în cameră. În mașină Larry recunoaște că ar fi vrut să fugă undeva departe, departe de această viață criminală. Din New York a venit însă șeful mafiei, domnul Starkman. El îi asigură că nu vrea să meargă la închisoare. După care i-a luat pistolul lui Luis și l-a împușcat în cap. Perechea încearcă să înțeleagă care e treaba. Starkman îi întreabă cum a avut loc tăierea degetului. A fost mult sânge. Mafiotului nu i-a plăcut comportamentul lui Luis. Să îl șantajez pe procurorul general prin a-i răpi fratele, mai ales prin a-i tăia degetul, e o idee foarte proastă. Se pare că au uitat că nu trăiesc în Sicilia și că în secolul 21 nu poți să te comporți astfel. Idioții nu s-au gândit că fiecare deget are o amprentă și că cel pe care l-au trimis îi aparține oricui, dar nu și fratelui procurorului. Starkman ar fi vrut să-i distrugă chiar acum pe cei doi, dar numai ei știu unde se află Brian. Iar el poate să povestească despre tot ce a auzit și iată așa pe lanț vor ajunge la mafiotul principal. Cei doi promis să rezolve problema cu martorul, dar de fapt ei nu au de gând să-l pe Brian. Ei îl vor întoarce la clinică și vor fugi. Larry își amintește că Brian mereu se gândește la fetă, de aia i-a dat câteva sfaturi despre cum să facă cunoștință cu ele. La benzinărie, Larry și-a făcut curaj ca să-i propună lui Ricky să fugă în doi și să fie împreună, și deși i-a fost bine cu el, perichii tot fetele o interesează, plus că nu crede că e o pereche bună pentru leare. În mașină, tuturor le-a stat trist. Dintr-o dată, Brian a văzut plaja și femeile frumoase în bikini, la care a visat atât de mult. El îl imploră pe Larry să oprească și cei doi decid să-i facă un bine. La plajă, Larry îl sună pe procuror și zice unde poate să-l găsească pe fratele său. Gangsterul și-a cerut iertare că a fost atât de crud cu el. Ricky l-a sărutat pe frunte, iar Brian l-a sărutat pe Larry. Criminalul a vrut să verifice teoria și l-a rugat să se uite la unghii. Băiatul s-a uitat, dar nu ca și Larry. Ca să-i e mai ușor să iasă din oraș, i-a dăruit fetei mașina sa. A rugat-o să-l sune pe el primul când se va sătura să fie lesbiană. Ricky l-a sărutat, apoi s-a urcat în mașina pe care i-a dăruit-o Larry și a plecat. Pe plajă filmau ceva și Brian s-a apropiat de mulțime. Pentru scenele de dans trebuiau să se împartă în cupluri. Amintindu-și despre lecțiile gangsterului, a făcut cunoștință cu o blondă și a început să danseze. Larry s-a bucurat pentru băiat și a decis să plece. În acel moment, de el s-a apropiat Ricky și a propus să iasă împreună din oraș, menționând că make-up-ul nu i-ar sta rău. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!